De la Facebook la viol. Un tânăr în vârstă de 22 de ani din Bârlad se află în arest preventiv după ce a violat două minore pe care le-a agățat pe rețeaua de socializare. Tânărul este acum cercetat pentru două infracțiuni de viol. Victimele sunt eleve de liceu de 14, respectiv 17 ani. Cele două tineri au suferit aceeași soartă, racolate online, iar mai apoi abuzate sexual. Minorei de 14 ani, agresorul i-a cerut poze indecente, cerința acceptată de aceasta. Mai apoi a șantajat-o cu expunerea fotografiilor dacă nu acceptă o întâlnire. Așa zisa întâlnire s-a terminat cu agresiuni sexuale, dar tânăra a spus părinților totul. Ulterior, tot online, agresorul și-a pus pata pe o elevă de 17 ani, refuzat de către aceasta, individul a urmărit-o pe stradă și a tras-o în mașină. Tot acasă la el a abuzat-o sexual. Minora a reclamat la rândul ei fapta. Contestația făcută la Tribunalul Vaslui a fost respinsă ca nefondată, dar apărătorii individului nu s-au lăsat, făcând apel și la Curtea de Apel Iași. Dosarul se află acum în așteptare.